Ce ne spui despre evenimentul de azi? În primul rând, bine v-am găsit. Vă spun că suntem foarte bucuroși să avem o prezență așa de numeroasă și mașini atât de frumoase. Ca în fiecare an deschidem sezonul. Este vorba de retroparada primăverii. Și cu acest eveniment anunțăm o serie întreagă de evenimente frumoase în municipiul Baia Mare, cel mai apropiat fiind cel din 8, 9, 10 mai, întâlnirea internațională a vehiculor istorice. Câte mașinuțe sunt și care sunt participanții? De pe unde au venit? Cred că dacă aș spune un număr aș și greși imediat, pentru că urmează să mai vină și prietenii din satul mare și atunci numărul va fi și mai mare. Deocamdată aproximăm undeva la un 40 de mașini, nenumărate mărci și toate sunt deosebite și unicate. De unde vin participanții? Pentru această ediție avem participanți din satul mare, avem participanți din Germania, Ungaria și, evident, foarte mulți din zona metropolitană a municipiului. Care este valoarea acestui autoturism? Aproximativ 20.000 de euro. Ați investit mult în ea? Da, și suflet, și bani, și timp. Ce zice familia? Vă împărtășește această pasiune? Da, din punctul ăsta de vedere, da. Spuneți-ne câteva date despre autoturism. Citroen, 11 BL, tracțiune avant, adică tracțiune față, este modelul 1936 și fabricație 1956. Are o istorie? Unde ați găsit-o? Am cumpărat-o din Franța, mi-a găsit-o un prieten și am fost după ea, am adus-o și am început să... Imediat în noiembrie, în ianuarie ne-am apucat la restaurat și... Am lucrat 6 luni, aproximativ, pe ea. Ați pus-o pe picioare. Care a fost cel mai lung drum pe care l-ați făcut la volanul acestui autoturism? În Debrețen am fost, satul mare și prin oraș deocamdată. Și acum o să mergem la o întâlnire la Târgu Mureș, în 24 iunie. De unde pasiunea aceasta pentru autoturism? Din copilărie. Mi-am dorit întotdeauna să am o mașină veche sau chiar mai multe și acum am câteva bucăți, inclusiv Citroenul de vis-a-vis, adică Renault, și mai sunt două Dacia 1100, un Ford Consul. Numele dumneavoastră? Călin Simionescu mă numesc. Dispară. Aceste mașinile franțuzești au ceva. Să vă vedeți dumneavoastră. Să fii fost.
Nimica. Wow, uite ce ce mai. Mama, ce ce tare. Ce ce voi, oare să uite, vezi, îți dau este o Skoda 1110, 1100, scuze-mă, OHV, din anii 1939, restaurată, tocmai adusă în clubul din Baia Mare. Păi e o frumusețe, cabrio, foarte rar, singura în România. Ce e greu de întreținut astfel de bijuterie? Sunt la începutul la colecționarea oldtimerilor, deci am două deja, o să vedem pe parcurs. Cred, sper că nu, dacă ai grijă de ea. Dar trebuie să o cureți, ai grijă, uleiuri, să nu, ca și o femeie, să ai grijă de ea. E scoasă doar pentru parade sau circula și cu ea? Eu mai circul și cu ea, îmi place mult să circul cu mașinile astea, chiar e o plăcere să o mai miști prin oraș. Deci la drum lung sau așa ceva nu recomand. Ce v-a determinat să o alegeți? Am fost în București la expoziție și am văzut mașini vechi și zic, bă, mi-a plăcea și mie să am așa ceva să dețin și... Așa s-au întâmplat lucrurile, chiar că în seara aceea am și găsit-o în Buzău la un prieten de-a noastră. Un preț așa este scumpă? Între, deci, la realitatea asta, deci undeva la 20.000 de euro. Depinde acum fiecare, dacă sunt oameni care le place, poate fi și mai scump. Numele complet? Să ne bătuzăm pe nimeni? Ovidiu Pașca. Költöztem Nagybányára, és van egy régi autóm, és láttam itt össze. Nemrégen költöztem Nagybányára, és van egy oldtimer autóm. Láttam itt az össze, hogy van itt egy ilyen parádé, és szerettem volna én is megmutatni az autómat. Milyen az autó? Egy Mercedes, ponton Mercedes, 220-es. Milyen névből van? 1958. És minek ez a passzió autók? Egyszerűen tetszik. Nagyon szépek ezek a régi autók. Nekem főleg az 50-es, 60-as évekbeli autók tetszenek. Azokkal már jól lehet menni a mostani utakon is. Sok pénzt kell belerakni az autóba, hogy nézzen ki jól, hogy tessék vele jönni a paradéra. Én az enyémet teljesen felújítottam, tehát az egészet szélszedtük, és az utolsó csavarig mindet újra csináltuk. Ez sokba kerül, igen. Mennyi? Hát körülbelül egy 50 000 euró. Neved?
Tess Aganikó. Köszönjük szépen! You are for the first time in Baia Mare? No, I'm not from the first time in Baia Mare. I come here since 3 years. When I heard that also in Romania starts the culture of old-timer, it's really interesting for me. Principle, I'm from Germany, where this culture exists long time, but no, it's also nice to see that it's grow up in Romania and that is established now a club here in Baia Mare, and I participated now principal on their meetings as well, and even with the support from the Retro Club from Bucharest, I got the information now and think to go inside this club because I think it's very useful to keep the history in life. How many cars, old cars, do you have? Actually, running cars, I have 5 and 2 cars under construction. It's difficult to have old cars? It's not difficult. You must have a passion for this, and you must have a little bit understanding from technique from the time, because it's totally difficult to drive. Give young people today who got a driving license with 20 years, or old timer, sorry, he will die in the car. It's totally difficult. Yeah? And you cars, do you drive all them? Not daily, only for exhibition or when we go with the club somewhere. Not daily driver, no. Okay. Da, acest eveniment este inaugural în 2015, având în vedere că se face deschiderea sezonului 2015 și noi zicem Retro Parada Primăverii. Evenimentul este organizat de Kefer Club Baia Mare împreună cu Retromobil Club România București și se organizează în aproximativ 30 de orașe în România. Evident, suntem și noi, având în vedere că Baia Mare, Maramureșul, este pe locul 2 după București, ca număr. Noi ne mândrim cu chestia asta, ca număr de membri în Retromobil și evident că și autovehicule, și asta datorită Clubului Baia Marean, Kefer Club Baia Mare, Volkswagen Kefer Club Baia Mare. La acest eveniment sunt 47 de autovehicule istorice. Dacă timpul ținea cu noi, cred că era ceva mai multe, noi ne-am așteptat undeva la 60 să vină, 60 ceva. După cum vedeți, avem piese importante în acest eveniment, adică această Skoda din 39, Mercedes-ul din 38, ca puncte de atracție ar mai fi Mercedes-ul din Bulgaria, evident, roverul lui Aurel Bizor, care deja este încetățenit, să zicem, împământenit la noi. Și mai sunt Citroen Traction Avant, care e foarte frumoasă. Și să nu uităm, broscuțele, care sunt în număr de 15 bucăți. Broscuțele, dacă s-ar fi mobilizat mai bine, depășeau ușor 50, cifra de 50, dar mobilizarea văd că e mai nervioasă, cred că sunt încă lacuri înghețate și nu au ieșit broscuțele la suprafață. Am zis că organizatorul și mai mere și am scanat să încerc și la data.